în țară pentru că 36 de recorduri termice au fost doborâte în această noapte. Meteorologii spun că temperaturile nu au coborât în unele zone sub 26 de grade Celsius și că vorbim despre o noapte tropicală. Meteorologii au emis, vă reamintesc, acel cod portocaliu de caniculă. De asemenea, vorbim și despre un cod galben. Temperaturile vor depăși în continuare 37-38 de grade Celsius la umbră. Cu toate datele, vine colega mea Denisa Țicu. Denisa, o noapte cu temperaturi extrem de ridicate. Ce urmează astăzi, dar și în zilele următoare. Bine te-am regăsit, Lorena. Bun găsit, doamnelor și domnilor. A fost o noapte extrem de caldă. 26 de grade se înregistrau în această dimineață la ora 6 la Constanța. Era cea mai ridicată valoare termică și în capitală temperatura a fost de 23 de grade, așadar noapte tropicală în sudul și sud-estul țării. Meteorologii a emis o nouă avertizare de caniculă și disconfort termic valabilă de mâine dimineață de la ora 10 până mâine seară la ora 21. Sunt vizate în continuare de codul Portocaliu, județele Olt, Telorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Alomita și Brăila, dar și municipiul București, unde temperaturile se vor încadra în general între 37 și 39 de grade Celsius și au rămas sub cod galben mâine în regiunile. Acesta va fi valabil pentru mai multe județe din vestul, sud-vestul și sud-estul țării, unde temperaturile se vor apropia la amiază de 36, poate chiar 37 de grade Celsius. Pentru zona Maramureșului, cea mai mare parte a Moldovei, Transilvania și Crișana, meteorologii nu au mai emis pentru mâine astfel de avertizări. Acolo vremea începe să se mai răcorească, temperaturile vor fi în anumite regiuni sub 30 de grade Celsius. Dar pentru ziua de astăzi rămâne în vigoare codul portocaliu pentru sud-estul țării și cea mai mare parte a țării cu cod galben. Așadar, nu scăpăm de acest val de caniculă și disconfort termic. Până la finalul acestei săptămâni, meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius. Așadar, atmosfera nu se va răcori prea curând. Vorbim de ploi doar în zonele montane și submontane spre seară și pentru că aceste ploi vin după temperaturi destul de ridicate și în zonele montane vor fi mai ales averse cu tunete, fulgere și unele intensificări de scurtă durată ale vântului. Așadar, Lorena și mâine, cod portocaliu pentru sud-estul țării, inclusiv pentru municipiul București, reține 37, poate chiar 38 de grade la umbră. Asta înseamnă că temperatura resimțită va depăși din nou 40 de grade.